Bună dimineața din nou! Astăzi aripioare americane. Știm cu toții că aproape tot ceea ce vine din America devine o modă în Europa, nu numai la noi, în toată Europa. Așadar, astăzi un preparat specific. Aveți nevoie de următoarele ingrediente. În primul rând, aripioarele de pui. Este bine să le secționați pe jumătate, adică partea două oase și partea de cu un singur os, pentru că în felul acesta se prepară mult, mult mai rapid și nu aveți acel lucru neplăcut, ca în interior la tendon să rămână ușor roze. Asta înseamnă că nu sunt bine făcute. Mai aveți nevoie de unt de arahide. Doamne! Este delicios și este delicios nu numai pe pâine, dar și în combinații respectiv la preparatul de astăzi. Un pic de cașcaval afumat și aveți nevoie și de cartofi dulci, pentru că e un preparat american, de ce nu? Siropuri de arțar își face apariția cu mare drag în acest preparat, dar și prunele românești, pentru că îmi place să am și un aer așa ușor de România. Cum procedez? În primul rând, aripioarele trebuie ținute într-un baiet sau condimentate doar cu sare, piper și un pic de boia, astfel încât nu dorim ca acestea să aibă alte miresme, își vor împrumuta miresmele din ingredientele de bază. Se prepară totul la cuptor, asta înseamnă că nu avem foarte mult, mai mult cuptorul lucrează pentru noi, nu noi pentru preparat. Cartofii dulci, de asemenea, îi prepar la cuptor după ce îi condimentez cu sare și un pic de ulei de un pic de sirop de arțar, iar prunele am să le umplu cu cașcaval afumat. Mare atenție, cât un cubuleț de cașcaval afumat, dar după ce îndepărtez sâmburele, asta este foarte... Cu acestea trebuie lucrat cu mai multă grijă, adică trebuie secționate parțial, apoi îndepărtat ușor sâmburele printr-o mișcare de rotire, umplut cu un vârf de linguriță de unt de arahide și un cubuleț din cașcaval afumat. Se scot din cuptor la interval de 5 minute, să zicem așa, pentru că prunele sunt gata primele, nu trebuie să le lăsăm foarte mult, sunt suficiente 5 minute la cuptor, iar apoi aripioarele și cartofii dulci se prepară aproximativ în același timp. Puteți pe final să decorați și să aromatizați cu anumite verdețuri mediteranene, doar dacă este necesar și pe gustul dumneavoastră, băieți. Mulțumim, Vlăduț, este timpul și cazul să...